Miercuri este ziua în care se pune în mișcare infernala mașinăria prinderii și uciderii lui Isus. Acum, autoritățile iudaice, speriate de predicile lui Isus în templu, hotărăsc să-l prindă pe furiș pentru a nu stârni revolta mulțimii și să-l lichideze. Soluția concretă vine însă de la un ucenic al lui Isus, Iuda, supranumit Iscariotul. Tot în această zi s-a petrecut o scenă deopotrivă ciudată și memorabilă, situată de evanghelistul Marcu în casa unui lepros din Betania, numit Lazar. Scena e cunoscută de tradiție sub numele de Ungerea din Betania, după numele unei localități de lângă Ierusalim. Conform relatării lui Marcu, în camera în care mâncau Iisus și ucenicii, intră o femeie care ține în mâini un vas de alabastru plin cu nard, un parfum extrem de scump. Femeia sparge vasul și varsă parfumul peste capul lui Iisus. Gestul femeii stârnește dezaprobarea ucenicilor, dar mai cu seama lui Iuda, care, conform relatării evanghelistului Ioan, avea funcția de contabil al comunității, adică ținea punga pentru cheltuielile comune. Ucenicii ar fi preferat ca nardul, parfumul, să fie vândut și nu risipit, iar banii obținuți din vinderea lui să fie împărțiți săracilor. Enervat, Iuda pleacă și le propune autorităților iudaice predarea lui Isus. În ce-l privește pe Iuda, trebuie spus că portretul lui diferă de la evanghelist la evanghelist. Ioan este cel mai potrivnic, mergând până la diabolizarea sa. Matei e rezervat. El vorbește despre remușcările care l-au cuprins pe fostul apostol, aflând de răstignirea lui Isus și de sinuciderea sa după ce restituie iudeilor faimoșii 30 de arginți. Revenind la ziua de miercuri, Iuda le promite căpeteniilor iudaice predarea lui Isus. Verbul grecesc folosit de toți evangheliștii înseamnă exact a preda, nu a trăda, așa cum s-a impus ulterior. Apoi, Iuda se întoarce în comunitatea apostolilor pentru a participa împreună la cina de taină.